Asta. Mhm. Eso sí. Ok. Quiero darte un pequeñito regalo así, solamente porque te toca muy duro y todo eso y creo que es una buena persona. No, 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 no. No, 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 por favor, por favor. Qué bruto. Muchas gracias. No te preocupes. Tiene 23. Él es joven. ¿Usted? Viejo. ¿Viejo o no? 37. No, no parece. ¿No parezco? Qué bueno. Ah, que parezco de 47, ¿no? Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, muchas gracias. Con amor. Gracias. Super ok, frate, deci uite de cât de mișto se vede ăsta, ești nebun, sunt absolut îndrăgostit. M-a costat 98. Imediat. Am o bună. Muchas gracias. No. No. Gracias. Gracias, por, señora. De todo. Dragi prieteni, vă spun bună dimineața din Cusco. Iar acest clip va reprezenta, sau mai bine spus, reprezintă primul episod dintr-o serie extrem de interesantă pe care o încep aici, în Cusco, la 3500 de metri deasupra nivelului mării. Dragi prieteni, după ce am terminat cu turul prin Peru și prin Columbia, tur care s-a terminat, repet, dacă vreți să veniți cu Backpacker Life în Japonia în 2023, trebuie să-mi scrieți pe backpackerlife@yahoo.com, astfel încât să puteți merge cu mine în tur prin Japonia. Deci după ce am terminat cu turul, am luat decizia să mă bag într-o aventură de-a dreptul nebun. O să vă pun acum pe ecran niște chestii pe care le-am făcut acolo pe Google Earth, astfel încât să puteți să înțelegeți mai bine. Ideea este în modul următor, că intenționez ca de aici, din Peru, să mă îndrept către, din Cusco, să mă îndrept către Puno, să mergem către lacul Titicaca, după care să urcăm în munți, undeva la vreo 5600 de metri, mai departe să trecem granița către Bolivia, să vedem niște chestii foarte, foarte interesante în Bolivia, după care să ne îndreptăm către Paraguay, un loc despre care nu știu absolut nimic. Hello, hola. Tatuajes, piercings. No, no uso, hermano. No, ahora. Hermano, tengo uno. Tengo uno, pero no uso, hermano. Ya, where from? Rumania. Rumania? Sí, bien lejos. ¿Dónde queda? Muy lejos, cerca de Ucrania. Ucrania. Tenemos guerra allá, sí. Ah, una guerra. Una guerra, sí. Muy dura la sí. guerra. ¿Y cómo llegaste acá? Estoy viajando por todo el Perú desde mucho tiempo. Mira, yo tengo un amigo que te puedo recomendarte. ¿Hablas español? Sí, 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 sí. Te puedo recomendarte para Machu Picchu. He estado, es la quinta vez aquí, conozco todo Cusco, he estado muchas veces aquí, amigo. Cuídate, así, mi bro. Así, ok, bro, cuídate. Așa. Deci ideea este că pe aici nu poți să mergi fără să stai așa de tine. Deci ideea e în modul următor, din Paraguay vreau să trecem granița către Argentina, o luăm către sud, ajungem cumva bine în sud de unde o să intru de acolo. Mai departe vreau să mă așez în Buenos Aires pentru aproximativ 3 săptămâni, să fac acolo cartierul general. Vreau pe urmă să mergem aproximativ o săptămână în Uruguay, țară pe care am vizitat-o în 2019, dar nu am văzut mare lucru pentru că am fost doar în Montevideo și am stat foarte puțin timp. Camera se înregistrează, da? Iar mai departe să mergem în sud, către Ushuaia, către Terra del Fuego, Fuego, astfel încât să luăm o croazieră acolo, am găsit niște chestii interesante, urmând ca undeva pe la începutul lunii mai, dacă nu mă înșel, să ne îndreptăm către Canada, mă întâlnesc cu Mihai și facem un road trip din Vancouver până în Toronto. Da? Asta este o poveste extrem de lungă. Așadar, dragi prieteni, dacă vreți să vreți toată această aventură, care sunt convins că o să aibă și o grămadă de probleme, fiți aici, pregătiți, fiți pe fază, pentru că lucrurile care se anunță ar trebui să fie cel puțin ireale. Iar astăzi, aici, în Cusco, în orașul Incașilor, avem câteva chestii pe care trebuie să le facem. Cea mai importantă dintre ele fiind e faptul că trebuie să o vizitez pe tipa din, dacă mai țineți minte, din Piața Vrăjitoarelor, pe care am vizitat-o, cu care am făcut un vlog undeva prin 2020. Am fost ieri în piața acolo și am văzut că tipa tot acolo se află și am spus că, băi, astăzi, hai să mergem să facem o vizită și cu camera, dar înainte trebuie să mă tund și aș vrea să-mi cumpăr și niște haine, pentru că toată această aventură, cel puțin o bună parte din această aventură, se va întâmpla în zone foarte înalte, cu o climă extrem, extrem de rece. So, join me!
În urmă cu mai bine de 500 de ani, Imperiul Incașilor se afla la apogeul său aici în America de Sud, iar centrul spiritual și cultural al lor se afla exact în această zonă, în orașul Cusco, care atunci se numea Valea Sacră a Incașilor. Aceștia erau oameni de știință, fermieri, ingineri și doctori. Iar Francisco Pizarro, când a venit aici, lasă zic, când a aterizat aici cu armatele sale de spanioli în secolul al XVI-lea, a rămas uimit de medicina pe care o aveau incașii, așadar a luat decizia să-și trimite toți doctorii spanioli pe care îi avea cu el înapoi acasă și să se folosească de tehnologia ultra avansată pe care o foloseau aceștia incașii. Dragi prieteni, astăzi o să vizităm o piață cel puțin ciudată de aici, din Cusco, se numește Mercado de las Brujas, piața vrăjitoarelor, și că sunt o grămadă de chestii interesante pe care le putem vedea acolo. Adică o iei? ¿Y qué se supone? ¿Que eso si te lo pones, si lo tienes en la casa, te da mucha...? Eso es para aquellas personas que no pueden tener hijos. Que no puede tener hijos. Ajá. Por hombres que no pueden tener hijos. Los hombres y mujeres y varones que no pueden tener hijos, esto lo llevan, es como fertilidad. Eso es para fertilidad. Ajá. Ajá. Okay. Es una cultura. Una cultura de aquí. Una cultura de acá, de Perú. Ok. Me voy a tomar también otra foto, pero otra pregunta. ¿Qué tienes más por aquí? Cosas así por interesantes. Por acá tengo todo lo que son medicina natural. În tot itinerariul pe care vi l-am zis mai devreme, am o singură problemă, o singură chestie. Nu-mi iese la calcul. Asta-s puțin, că uite ce pomul ăsta. Ce drăguț. Hai să dăm și noi ceva, că așa e frumos. O singură chestie nu-mi iese, frate. Drumul ăla, cum îi zice, mă? Hai, mă, n-am bani deloc. Să-mi bat piciorul dacă am bani. Hai, mă, îi dau 10 soli, să înseamnă 2 dolari. Da, am. Am doar 20, nu am, frate. Deci nu am, boss. Am vrut să-ți dau. Nu am deloc, mă rog. A, stai. A, am 2 soles. Azi că-i dau 2 soles la om, să fie fericit cel. Că nu am altfel. Gracias. Așa, uitați, de exemplu, câtă poliție poate să fie aici, din cauza protestelor. Deci singura problemă pe care o am eu este cu trecerea din Bolivia în Paraguay, ca să mă duc către Asunción. Nu am găsit vreo variantă decentă care să-mi convină. Și de-aia sper să nu fiu cumva forțat să iau avionul, pentru că scopul acestei călătorii este acela de a face absolut totul terestru. Asta vreau să fac. Acum mai întâi vreau să mă tund. Mergem către un Mercado și de acolo căutăm cum să ne tundem. Ce faci, mă? Dacă văresc pe băiatul ăla din spatele meu, frate, sună la un telefon public. Deci așa ceva n-am mai văzut de foarte mult timp. Stă și dă un telefon la un telefon public, frate. Mamă. Deci rar vezi chestia asta. Acum suntem la piață și trebuie să dăm o tură pe afară. Va trebui să-mi cumpăr un poncho din ăsta, frate. Cred că așa ceva o să vreau să-mi iau. Un din ăsta. Dar mai întâi prima chestie pe care vreau să o facem este să mă tund. În piață este tipa. Asta este piața vrăjitoarelor din Cusco. Dar eu vreau mai întâi să mă tund și pe urmă ne cumpărăm ceva și pe urmă intrăm la ea acolo să o surprindem. Tu, bine, nu o surprindem că am fost ieri. Dar în fine, vă dați seama. Asta doar în țările de prin America Latină se întâmplă, frate. Deci aici un o frizerie. Încercăm să întâlnim aici. Și uite ce aici. Estamos aquí en el segundo piso, oficina. Frate, la o vrăjitoare ești nebun la cap. Hai să ne tundem înainte. Doamne. Hai să vorbim cu șase, dacă pot să mă tund. Ce e ce? ¿Cómo le corto mío? Hello. 0-1 por aquí. Degradado. Sí, degradado y quiero la barba con 1. Solamente. Eso sí, listo. Hola. Aquí, Perú City. Ajá, Perú City. Hai, cu contrarul așteptărilor, cred că a făcut o treabă bună omul ăsta.
Sau cel puțin așa sper. Uitați aici. Blană, frate. M-a făcut blană omul. Asi. Amigo Tomas. Está bien, no te preocupes. Sí. Muchas gracias por todo. Buen trabajo. Eso es que me gusta mucho. Me... Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Muchas gracias. Mamă, deci m-a tuns forță ăsta, bă, ești nebun, forță. Hai să mergem la femeia asta, uite, oficina 211. Hai să căutăm o vrăjitoare, să vedem ce îmi face vrăjitoarea. Deci 211. Deci nu m-am gândit vreodată, uite, distruge brujeria suba 202. Păi da, stai, frate, mă duc la, uite, sex shop, sele, hermano. Ia mă, hai să mergem aici. Hai să vedem. Uite, la diosa de la mor, zice aici, frate. Fii atent aici. Asta vezi. Reviste esa cosa con Julia Salvatierra Quesos. Quesos. Ce significa aici? Doamna vrăjitoare nu se află aici acum, că zice că nu lucrează astăzi, deci nu avem cum să ne citească. Și mai era acolo tipul, s-a uitat ciudat când a văzut camera, nu știu ce dracu, le teamă. Cred că se gândește că-s de ăla care vrea să facă, cum spune, să desconspire sau ce? În fine, nu știu, dubioși. În fine, m-am tuns. Deci am rezolvat prima problemă. Acum trebuie să rezolvăm pe a doua, și anume să ne cumpărăm ponchoul de care vă ziceam mai devreme. Și vreau să-l iau exact de acolo de unde am văzut când am venit încoace, că mi-a plăcut foarte mult cum arăta ăla, așa colorat frumos. Au lipsit, frate, piețele astea nebune din America de Sud. Mai ales aici, în afara pieței. Se găsesc o grămadă de prostii, o grămadă de... Desculpa. De tâmpenii, frate. Ăsta este ceea ce caut eu. Buenas! Buenas! Quiero algo así. Sí, hay colores. Hay colores. Así. Uno de eso o vamos a ver. Ah, no, no. Eso, por ejemplo. ¿Cuánto es eso? 88 soles. 88 soles. ¿Puedo probar para ver si no es, no me queda grande o no sé qué? Listo. Ce drăguț e magazinul femeie este și uite, nu intră nimeni aici, frate. Oh. Momentită, vă pot. Si, si, si. Ce mișto, frate, îl ține pe ăla mic în... În chestia aia, cât de drăguț. Super simpatic. Deci îmi cere 80. Asta înseamnă undeva la... Stai să o ajut, stai să o ajut. Aver preme să nu te ajută? Ok, ok, listo. Asta. Mhm. Eso sí. Está bien bonito. Se ve muy cool. No me queda feo, ¿no? No. No me veo feo. No, acá el espejo no miente. El espejo no miente. Sí, sí, sí. Sí, es como eso sí, me gusta mucho, se ve muy lindo. ¿Sabes qué quiero? También una... Ah, no, eso lo tiene aquí. Tiene capucha. Ah, tiene capucha, ok, entonces sí, así estamos, listo, sí, eso. Super ok, frate, deci uite de cât de mișto se vede ăsta, ești nebun, sunt absolut îndrăgostit, m-a costat 98, imediat, 98 de soles. Din asta să negociez, undeva la cât? 100 de lei înseamnă chestia asta. 98 de lei, ceva de genul ăsta. Și acum... Cuantos años tiene el? 8 meses. 8 meses? Sí. Así. Y no, como no te pesa mucho cargarlo así todos los días? Normal. Estás acostumbrada? Sí. Ajá. Ok, listo. Muchas, muchas gracias. Buen día. Ok, gracias. Hasta luego. Da. Uitați-vă cât de drăguț, cât de frumos, frate. M-am îmbrăcat acum, sunt pregătit, sunt peruan 100%. Asta o să o iau cu mine pe oriunde mă duc, prin Peru și prin Bolivia. Nu este foarte groasă, ceea ce e extrem de bine. Nu am pantalon, dar poate să nu și o pereche de pantaloni, de asta că la pantaloni sunt puțin mai dubios. Și acum sincer să fiu, mi-aș face pantofii. Pam, pam, n-ar fi o idee rea. No, no, gracias. Dar chiar sunt super fericit că am rezolvat. Că asta era o chestie pe care voiam neapărat să mi-o cumpăr. Quanto? Só vou lutar, pá. Quê? Só vou lutar. Não, não, não. Quanto disse isso você? Não sei. Quanto? Dois soles. Dois soles? Que é isso? Por que é tão barato?
Así nomás barato. No, por eso. ¿2 soles? ¿Cómo trabaja? ¿Puedes trabajar usted por 2 soles? ¿Cuántas personas, cuántos clientes puedes tener un día? Cambiamos 10, 15, así nomás. 15, 20. Así. 15, 20, oh. Ok. Mamă, deci omul ăsta mi-a cerut doar 2 sole, sunteți nebun la cap, ce se cheamă 2 sole, să înseamnă un 2 lei, un leu 50, ești nebun la cap. Uite cum o face ăștia ei mei, frate, mi face forță, bă. O te de unde? România, senior. România. Si, muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Si. Mamă, cât de treabă e omul ăsta, frate, nu vine să cred. Muchas gracias, Tomás. Sí. Yeah, okay. Yeah. Muchas, muchas gracias. Hasta luego, señor. Mamă, ia uite ce bine mi-a făcut. Și am vrut să dau 10 pentru că nu mi-a dat țeapă. Deci, ieri am fost în Plața de Armas acolo și erau unii care veneau și cereau 10 soles. Deci, oricum mi se părea decent să mă cât 2 dolari și ceva. Prima țeapă pe care mi-a luat-o și printre singurele țeape pe care mi-a luat-o în viața mea, s-a întâmplat aici, în Peru. Deci, prima țeapă a fost în Iquitos, în junglă, când unul a vrut să facă pantofi, frate, și mi-a cerut, dacă vine să credeți, incredibil la sumă. A, uite-l pe... Trebuie să vină Ionuț, da. Și mi-a cerut, dacă vine să credeți, incredibilă sumă de 50 de soles. Asta înseamnă vreo 10 dolari. Bă! Ionuț! Uite, mi-am cumpărat și acum, nu numai... Credeam că vii și tu cu scula. Nu, am eu deja la bagaj. La bagaj? Deci... Mi-am făcut acum pantofi aici, dacă îți vine să crezi, știi când mi-a cerut, mă? 2 soles, frate. Deci am luat țeapă în centru. Cât a cerut acolo în... 10, iar 10? Pentru sandalii a cerut 20. Pentru deci era mai puțin material, dar a cerut 20, ești nebun? Da, cu cremă. Da, frate. Deci ați pățit, voi ați fost ieri pe aici, nu v-ați plimbat? Da, ieri am fost și am luat un sur de la doamna de aici și am fost jos la aceeași. Așa. Și erau invidioase celelalte, că mergem... Hai să luăm, hai, stai că am văzut pe una bună, vreau să le dau asta bună, stai, stai că se supără ea, se supără ea. Buenas, buenas. Buenas, mamă, asta chiar îmi place, să-mi bap. Ok. Ce vrei să luăm? Ce frumoasă e asta, frate, ești nebun la cap. Așa, hai că nu contează, luăm ceva, nu contează, ideea că vreau să iau ca să... Da, am zis, să curia, ce știi. ¿Qué me recomiendas? El especial es muy bueno. Uno solo le alcanza a los dos. El especial, así se llama. No lleva nada de agua. Cerveza solamente negra, juguito. Ajá, cerveza negra, extracto de zanahoria, huevo, leche, miel, maca, polen, papaya. Listo, pizza, listo, sí. Eso, ok. Confío en ti. Sí, listo. Bă, dar e frumusica asta, nu? Da, dar și partea cealaltă era una la fel, de asta ne-am dus la ea. De-aia v-am spus. După am luat un scaun de la alta și se uitea urât pe noi. Păi vă dați seama că aici e bătaie pe astea, mai ales că nu e lume, nu vine nimeni. Și toți au aceleași chestii, adică nu e ceva diferit să zici că... Cred că asta ține strict, asta ține strict de cum se comportă fiecare, de noroc și cum te atrage. Și uite, de exemplu, pe mine asta m-a atras, mi s-a părut super frumoasă la față, ești nebun la cap. Da, bine, poate de cei prin preajmă. Da. Nu mă place, are buze frumoase, tot ești nebun la cap, e super cute. Aia. Ia să încercăm aici. Ce ești, domnul Ionuț? Yes. Hai să vedem cum se prezintă. E și cu bere, frate, deci asta. Dar e bun rău. Da. Bă, e bun rău. Ne-a cerut 18 soles. Păi nu e acidulat și e marfa că nu a pus deloc cap în el. Da, adică... Asta e mișto, hai să scoatem. Ia să vedem dacă mai am aici, dacă am fix 20 de soles. Cred că am. Ia mă, lasă, cam așa, nimica. Listo. Mamă, frate. No, sta bine. It's ok, gracias a usted. Asta e secretul aici, dacă ești mai tânără și mai frumoasă, îți dai seama că stunele în spate mai așa, mai balonzoaice, așa mai... Nu atrag clienții. Care nu, exact, care nu atrag clienții și atunci... Mi-am dat seama de o chestie acum când mi-am cumpărat ăsta, acum că îl port, trebuie să-l bag la spălat urgent, pentru că ies came din el, știi? Și dacă îl spăl o dată de două ori... Păi nu, dar văd că este din ăștia și dacă îl bag la spălat o dată de două ori, ar trebui să fie ok. Blană, frumos. Tiene 23. El es joven. Viejo. Viejo, no, 37. No parezco. No parezco? Qué bueno. Ah, que parezco de 47, no?
No, che bueno. Despre nu te gândești la lucrurile importante, ce ai zis, mă? Intră așa, dar să vedem cum iese, că mai încolo. Asta e mai important. Asta e important. Păi băgăm mai încolo niște cafea, niște de-astea și se face. Coca și vedem noi care e situația la final. Exact. Dar nu foarte bun, foarte bun. Deși culoarea nu pare foarte appealing. Adică atunci când vezi, nu zici că e cine știe ce. Zici că e noroi de la Rainbow Mountain luat. Exact. Da, merită. Foarte, foarte bun. Scursura de la Rainbow. Dar fii atent aici, deci uitați-vă la o chestie. Acum am văzut, dacă te uiți sus pe toate afișele astea, pe toate afișele, e același lucru, doar că au schimbat numele femeii care duce acolo. Hugheria înseamnă magazin de suc. Consta, da, așa da, o cheamă pe aia, Consta. Pe asta o cheamă Irma, pe asta o cheamă Ana. Da. Și pe asta o cheamă, de asta mi-a dat al nume, cred că... Roseria sau cum da. Se cheamă. Deja scrie, îți ofer exact același lucru, tu poți să alegi de acolo, doar că doar numele ei diferă, asta e singura chestie. E să poți să, por exemplu, să pun că se pagă cum un impost, o cada ani, o cada mes. Anual, pagamos lo que es la licencia, un monto de 130 pagares anual. 130 soles. Anual. Por año. Por año, sí. Ok. Aparte es también lo que es la limpieza. Sí, 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 por supuesto. Es 40 soles, creo, por año. Pero eso es como... casi nada. Pero para de parte del municipio. Los puestos son del municipio. Okay. Nosotros solo somos profesionales. Ah, el puesto es el del municipio. Es como usted lo está como alquilando. Ajá, okay, entiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Mamă, cât de drăguță era asta. Și auzi, avea măsa deschisă, stătea măsa în Italia, nu știu ce, să vorbească și vorbea frumos de tot. Dar a zis, n-am filmat, a zis că bărbatul său are un copil de 8 ani și că soțul ei s-a sinucis acum 7 ani de zile. Și cum? S-a împușcat în barbă, frate. Și aproape că îi dădeau așa puțin lacrimile, îți dai seama că e foarte nașpa până astăzi pentru evenimentul ăsta. Hai să căutăm acum pe... Ce, uite, îmi zice ea că îmi dă cafea, cea mai bună cafea din lume. În față și pe stânga. Da. Asta este piața, cea mai importantă piață de aici, adică uite. A început războiul. Mă rog, cum s-a sar pe Ionuță la copă. Capul la cutie. Da. Hai Ionuț, băgă-te. Nu mă duc la fața aia și zic, băgă-te sub ponciul meu. Fetița la exact, da? Dos días atrás. Ellos fueron y tuvieron una experiencia increíble. Nadie por allá. Y me imagino que sí, les habrá encantado mucho mejor porque ahora no hay mucha gente. No hay mucha gente. Y está recomendable también para todos porque mucho más antes no había ingresos. Usted de repente... No había ingresos como estaba aquí, bloqueado. No, lo que pasa es que había una multitud de gente, extranjeros, entre todos, ¿no? Los visitantes que rebalsaba Machu Picchu, entonces no había ingresos. Ah, rebalsaba, ahora, que, un segundo, ¿qué significa rebalsar? Rebalsar es multitud de gente. Multitud de gente, ah, ok, demasiado y gente. No alcanzaba los boletos de ingresos. Ajá. Pero ahora, como que todo está por las protestas algo así pasmado, hay ingresos bastante para Machu Picchu. Entonces es recomendable que también las personas que no han podido visitar de su país Machu Picchu está tranquilo ahorita para visitar. Y pueden venir ahorita. Ajá. Sí, sí, y sí. El tren también está como que vacío. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el tren por aici? A zis, era gol, că era full. Era jumătate, dar... Dar era ok. Mers bine, da. Sí. Sí, nu este tan aglomerado como antes se hacía colas. Y toda una cosa para... Eso que estaba diciendo que yo fui a Machu Picchu como 6 veces. Ahorita no. Ahorita porque no. Tuve una cirugía a mi rodilla, entonces no puedo subir o bajar, tengo que cuidarme. Pero él fue con mis amigos y le dije que yo nunca... Ya, arte puțin poza. Eu nunca he visto Machu Picchu tan vacío, porque ellos me mostraron fotos y digo, mira, ustedes fueron tan afortunados. Sí. Mírase, mira. Bien clarito. Mira, eso no lo puedes ver. Sí, no. Y yo cuando le digo, mira, usted tienes porque que estar... Porque normalmente está con neblina, está lloviendo, pero qué bonito. La ciudad inca los ha recibido muy bonito. Sí, sí, sí. Sí. Exactamente. Qué lindo, qué bien, bien que les haya gustado. Sí. Porque las anteriores, en diciembre, no había ingresos. En diciembre, no. Y ha llegado mucha gente. Mucha se gente. Se quedaron tan tristes porque sus vuelos salían después de 5 días y no han podido llegar a Machu Picchu, pese a que han tenido el ingreso, el boleto. Ah, pese sí. Eso, ellos tenían el boleto, pero tampoco... Pero no han podido ingresar. Deci nici dacă aveai bilet, nu te lăsa să intri.
Sí, era muy triste, de verdad, desesperante. Pero ahora hay ingresos y ya también no hay gente. No hay gente. No hay gente. Por ejemplo, Machu Picchu está silencio, está vacío, porque normalmente tiene una multitud de gente dentro de la ciudadela. Dentro, así. Ajá, porque no hay guías, no hay guías, porque antes habían guías con hartos grupos. Llenos, llenos, sí, 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 sí. Ahora no hay. ¿Cuántos has fost, cuántos hombres has fost en total? Zici tú, ¿cuántos? Eram 50 de hombres de acuerdo. Yo dice que maso, máximo 50 personas fueron cuando yo fui. Eso es como sí, casi nada. Nada, sí, pues. Yo recuerdo la primera vez cuando fui a Machu Picchu, creo que 2014, tuve que esperar en la cola ya en aguas calientes para tomar el bus y subir como una hora y pico y arriba solo para ingresar como creo que me por lo menos una hora. Y ahorita ellos, ¿sabes cómo entraron? De una. Como sin nada, sí, sí. Sí, fueron muy, muy, muy afortunados. Muy, muy bonita su visita y además que el panorama se ve muy extraordinario. Qué bien que les haya ido muy bien. Así es. Estoy muy contenta. Cómo es para ti? ¿Cómo te va el negocio? El negocio ahorita está totalmente vacío, no tenemos un ingreso. Por ejemplo, yo antes vendía unos 150, 130 soles al día, ¿no? Al día. Pero ahora estamos con 20, 15 soles. Lo máximo que podría vender es ahorita, no sé, unos 25. Por día. Pero eso se va en las comidas, ¿no? Sí, en sí, el sí. Desayuno, mi almuerzo. Todo. Ya a veces en la cena un mate en la casa. Mate. Pero tú trabajas aquí sola o como. Sí, somos una familia. Una familia. Ahorita mi hermana está mal de salud. Ha tenido un accidente aquí, se ha caído y se ha partido toda esta parte. Entonces, también como no hay gente, no le estoy exigiendo que venga. Ajá, ok. Sí, nosotros trabajamos tres familias acá. Tres familias aquí, sí. ¿Y cómo comparten o cómo se hacen eso? ¿Cómo? Sí, compartimos. Por ejemplo, yo vendo todo lo que es artesanía, mi otra hermana canastitas y mi otra hermana que también vende tecitos, mates de coco. Ajá, ok. Sí, entonces, cada uno tenemos nuestra familia, yo también tengo mi hijita. ¿Tienes hija? Ajá. Sí, tengo una hija de 6 años va a entrar a primer grado, pero ahorita está muy difícil la situación. Aparte que los colegios estatales también, no sé por qué ahora están cobrando lo que es alumno nuevo, una cantidad de dinero. De dinero y no sabemos por qué, ¿no? Y ya pues a tener que pagar, solventar los gastos, y es un poco complicado con esto de los paros, las de los paros, todo. Ha paralizado bastante, es más, hace 2 semanas no teníamos ni gas. Ni gas, ay, marica. No teníamos nada. ¿Y usted cómo hace? Dijiste que eso es por tu hermana. So, vamos a decir, por ejemplo, cuando alguien viene y compra algo de aquí, la plata que se va por tu hermana. No. ¿Cómo esto, hace? Esto todo de acá es para mí. Eso todo es para ti, ok. Es listo. Todo lo que son canastitas, eso es para mi hermana mayor. Y para mi hermana la que me sigue es de... Ok, eso es que quiere decir... tienen hijos ellas. Eso es que quiere decir, cuando por ejemplo alguien viene y compra algo de aquí, ajá, si tú estás viendo... este ladito, es su plata de ella. Ah, aparte. ¿Tú así la tienes? Es sí. Como... ¿En serio? Sí, por ahora, porque ellas normalmente están acá trabajando conmigo. Lo que pasa es que por el accidente mi otra hermana le está atendiendo, no puede ni comer. ¿Pero entonces, cómo se cayó así? Acá se golpeó al fierro. Ah, ¿de allá? Ajá, se ha subido a la banca y se ha caído. Pobrecita. Se ha partido toda esta parte, entonces, como que también no hay mucha gente, entonces estamos ahí ayudándonos. Sí, sí. Hola, Ami, ¿cómo sí. estás? Hola. Sí. Muy bien, gracias. Mamă, frate, deci o să-i dau... Ia, Ionuț, ține puțin. Filmează așa puțin în coace. Că... Sim, nu ai problemă, Vreau să-i dau acum, hai să vedem câți bani am. Pana mea, deci nu știu, eu cred că sigur am pus subtitrele acolo să vedeți ca idee. Dar vreau să-i dau... Bă, sper că am luat bani la mine, sper că nu sunt prost. Sper că nu sunt prost și am spart. Vreau să-i dau... 200 de soles. Care înseamnă cât, mă? Vreo 40 de dolari? Da, cam așa. 50 de dolari, da. Gândiți-vă că fata asta a zis că ea câștiga pe zi, acum cât zicea? 15. Stai, așa. 15-20. 25 maxim. În condiții în care, în mod normal, făcea 100-150. Și vă neapărat să o ajuți. Ok. Ah, ia fie, s-a auzit. Quiero darte un pequeñito regalo, así, solamente porque... Te toca muy duro y todo eso, y creo que es una muy buena persona. No, por favor, no quiero nada, no se preocupe. No quiero nada, no se preocupe, en serio. No, sabes que quiero una de esas, te lo voy a robar y te solo eso. No, que no lo voy a comer todo, no lo voy a comer nada. No te preocupes.
nu te preocupi. Muchas gracias. Nu te preocupi. Yo me voy a volver porque pues me voy a quedar un poquito más y cuando ellos se van me voy a quedar porque me gusta mucho pues que me sentí. Gracias, muchas gracias. Estoy muy... No, ni pienses, no te preocupes. Gracias, amigo. No sé cómo compensar. No, no tienes que compensar. Yo voy a orar por usted. No, no. No te preocupes, solamente que quiero que estés bien y que pues que te va muy bien aquí. Gracias, ¿cuál es su nombre? Katalin. 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 Sí. Mucho gusto, de verdad. Mi nombre es Malena, de mi nombre. ¿Qué le vaya muy bien? Muchas gracias. ¿Cuánto están de retorno? Pues no, yo me quedo aquí, me voy a quedar aquí una semana, dos semanas. A mí me gusta mucho. Pues, sí. Me siento muy bien. Ahorita está todo tranquilo. Sí, también eso pueden sí ir a visitar otros lugares. Sí, sí, sí. Las protestas están en Lima ahorita. ¿Las protestas están en Lima? En Lima. ¿En serio? Sí. Sí, pero yo estoy resguardo policial, porque acá también no hemos trabajado. Estamos cerrados el mercado por días y días. Teníamos miedo a los saqueos. Ah, saqueos. Habían sí, sí, saqueos sí, a los grandes mercados. Y teníamos miedo, decíamos, ¿por qué vamos a hacer? No, no había un ingreso y aparte que teníamos que pagar y tantas cosas. No te preocupes, no te preocupes, que te va muy bien y que... Gracias, mucha energía también para usted. Nos vamos a ver otra vez porque me quedo con ti, ¿ok? Listo, listo, muchas gracias. Gusto de verlo. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Bye, bye. Hola, Malena. Mamă! Deci nu mă așteptam să bă reacția asta. A început să tremur. Da, bă, deci tu știi cum am luat în brațe, tu știi cum tremura. Deci, și tu gândește-te la o chestie, am dat bani la foarte mulți oameni până acum. Deci am dat bani peste tot prin lumea asta. Dar n-am pățit niciodată să văd pe cineva care să... Mamă, care să aibă așa o reacție din asta, până la mea și i-am dat... Nu știa cum să reacționeze. Da, frate, și am dat... Până la mea, să fii serios, nu e... Până la 40 de dolari, nu iese să-și dita mai suma, adică eu nu se... Eu face asta jumătate de lume. Da, acum probabil că da. Am venit acum să ne vedem și cu cei care au mai rămas din tur, pentru că restul sunt pe la Rainbow Mountain, restul au plecat și iau aici, au locul de cafenea în care au fost și ieri. Okay. Sunt deja local. La mâncare e bună cafeaua aici? Foarte bună. Să știți că asta a fost o dezamăgire mare pe care au avut-o oamenii legătură cu cafea, pentru că ei și în Columbia se așteptau, eu care habar n-am pe unde să bea cafea ca lumea, am băut o poșircă pe acolo prin Columbia, frate, nu? O zamă. Da, spălătură. Spălătură, exact. Și după asta mă duc să scop bani și merg să mai dăm 100 de dolari fetei de acolo din piață, că prea mi-a plăcut reacția ei. Da, da, să-mi poți spălătură frumos, ceva? Da, mi-a urtat. Scoatem acum frumos bănuții. A vrut și un video să... Chip in. Stai. Deci 200. Hai, bă, unde ai scos toți banii, mă? Păi aici. 400. Am scos aici și uite, am pus și un video. Deci mergem acum la femeia asta, frate, cu 600 de sole, dacă vine să credeți. Deci 600 de sole, ți-am dat 200 și la mergem cu încă 600. Când înseamnă 600? 150 de dolari. 150 de dolari. Hai să vedem ce reacție o să aibă. Stai că îi zic. Să termine aici, că e client, dar să vedem vrea să cumpere ceva. Deci îi dăm acum 600, frate. Nu e cea mai bună. Ai zis că asta e cea mai bună? Castane. Castane. Tienes con coca también? Sí, sí, ahí está buscando. Si tienes por allá. Listo. Qué escondido. Da, și o vin întreabă aici, că bă, la pune să trece cu asta pe la immigration, că teoretic nu prea avea voie să, adică, teoretic. Dar nu cred că ai nicio problemă. Uite ce drăguț e așa mică. Bagă tu cu coca. Să le zici. Coca. Să zici acasă părinților că uite ce ce am făcut, ce am făcut cu bătrânul Back Your Life, nu? Tu că e normal, nu? Normal, da. Exact. Milka aerată. Milka va fără vacă. Milka aerată. Da. E pe aici, frate. Deci ce ne fac ăștia? Eu vreau să văd altarul ăsta, frate, mă fascinează altarul. Văd că n-am plecat baba aia de acolo, bă, și vreau să dau, nu vreau să dau banii cânei aia, că cine știe ce combinații sunt pe aici, cine știe ce relație au ăștia și nu vreau să mă duc să o... Uite aici. Interesant. Oh.
Ia uite aici, meniu 7 soles. Și poți să alegi dintre astea exact ce vrei să spună să mănânci. Domnul Saldado. Deci mi-aduc eu, aminte, frate, mâncam aici în primii ani de călătorit. Numai în piețe de-astea, să mor eu mâncam. Așa îți faci, mă, la 1000 de euro. Aici, pe mâine, da. Aici. Da, 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 exact, exact. Păi mănânci de două ori pe zi, uite. Și chestia e că e și foarte bună mâncarea, ești fără să exagereze, extrem, extrem de bună. Nu mă, bă, deci vreți că mâncarea e super bună, vorbesc serios, este super, super bună. Hai, gata, să mergem, că deja o dăm mai bine. Disculpe que te interrumpo, es que todos de aquí me gustan mucho cómo eres tú y queríamos regalarte un poquito más. En serio, en serio. Por... Sí, 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 no te preocupes por nada. Es que... No, 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 no tienes que preocuparte por nada porque me impactó mucho toda la historia y todas esas cosas. Para tu familia. Para tu familia, que eres una persona muy buena. Muchas gracias. Sí. No. Muchas gracias. No. No. Gracias, gracias, por señora. De todos, sí. Muchas gracias. Le quitas pe tine. No contas, no contas con Aida. Muchas gracias. Sí. Sí. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Gracias, amigo. Y que tengas una... ¿Cómo se llama? Que alcanzas a vender todo lo que tienes aquí en un día. ¡Ojalá! Nos volvemos a Perú. Okay. Gracias, hermosa. Qué muchas bueno. Gracias. Okay. Gracias, sí. Amigo. Disfruta. Buen día. No te preocupes. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Da? Mamă, frate. Mă gândesc să nu vadă poate și alții din jur, știi? E, asta e, oricum. Să se deschide, că n-am văzut, nici n-am văzut câți bani sunt, ai nebunit, nici nu știe câți bani sunt. Când vedeți 600 de soles, băi, sunteți nebun la cap. Băi, deci gata, am terminat. Ăsta este videoul de aici, din Cusco. Cel mai probabil că în următorul vlog o să mă vedeți către Puno, partea aia, sau către La Rinconada. Rinconada este cel mai înalt oraș de pe planetă, la 5450 de metri. Vreau să ajung acolo, trebuie să văd exact care e cea mai bună metodă. Sunt pregătit, am poncio, totul este super bine. Dacă vreți să vedeți nebunia prin care o să trec pentru a ajunge de aici până către Buenos Aires, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok. Peste tot, love you, see you in the next one. Pa!